Vidiš? Vrelica? Și totuși o să apelăm la anestezie generală, pentru că ieșirea nu este eu. O să-i facem coafură, manicură și toate procedurile spa care există. Salutare! Salutare la toți! Astăzi avem un program mai încărcat. Acum mergem la grădinița Sarei și Nicola zice că el vrea să rămână acolo, deci noi să-l lăsăm la grădiniță și a zis că el o să fie cu minte. Apropo, deci educatoarea Sarei va fi educatoarea lui Nicolas. Însă Nicolas va merge la grădi în septembrie. Acum mergem doar să luăm niște poze de la Adio Grădiniță și apoi mergem încă undeva. Dar nu spun pentru că Nicolas o să plângă dacă o să audă. Da? Mergem? Da? Ești cu minte? Deci vă zicem unde mergem, am lăsat acum copiii, mergem cu Nicolas la stomatolog și ca lui să nu-i fie frică, i-am promis că medicul o să-i dea un cadou. Și acum mergem să cumpărăm cadou pe care medicul îi va da lui Nicolas. Deci facem o mică șmecherie, sperăm să ne meargă și el să nu plângă. I-am ales cadouri, am luat niște mărunțișuri, sperăm să-i placă. Deja o să vedeți ce este acolo, odată cu Nicolas. Am ajuns la grădiniță și merg doar eu cu Sara și cu Nicolas. Nicolas zice că aici este foarte frumos. Nicolas întreabă dacă nu se pune injecție. Nu mai ai injecție, Sara? Am luat pozele, Nicolas a plâns că mai vrea să rămână. O să vii, Nicolas, aici. Nicolas nu vrea acasă, privit, el vrea să rămână la grădi, da? Copiii plâng că nu vor la grădiniță, dar Nicolas plânge că vrea la grădiniță. Vă arăt pozele. Iată Sara. Aceasta, aceasta, aceasta. Sara cu flori. Aici. Avem o oră până la programare și mâncăm ceva pentru că după știți că mi-e voie să mâncați, da? Mai avem încă 10 minute și copiii mănâncă înghețată. Sofia i-a picat o înghețată ruptă. Din păcate, nu am reușit să-i facem dinții astăzi lui Nicolas și totuși o să apelăm la anestezie generală, pentru că ieșirea nu este, el astăzi a plâns foarte tare și tremura. Am vrut să scăpăm, adică să facem așa, fără anestezie, însă totuși o să facem peste 2 săptămâni, deja ne-am programat. Noi astăzi, pentru prima dată, mergem la salon cu Mimi. O să-i facem coafură, manicură și toate procedurile spa care există. Mimi, tu ești la volan? Dacă sunteți curioși să vedeți cum va arăta Mimi după proceduri, atunci dați like și rămâneți cu noi până la final. Mimi merge pe locul Sarei. Zi, Sara, salut! Mimi
E pe locul tău. Am ajuns cu 5 minute întârziere, nu am putut găsi loc de parcare. Și deja suntem pe loc. Am lăsat-o pe Mimi, am crezut că noi o să participăm și o să putem să filmăm ceva. Însă ne-au zis că mai bine să o lăsăm, ca ea să nu aibă emoții. Ea deja tremura foarte tare. Foarte tare. Foarte tare tremura, dar ne-au promis că o să ne filmeze și o să ne transmită filmulețe, deci scurte video cu ceea ce-i fac pe Mimi și posibil o să apară aceste video în acest vlog, ca să vedeți și voi ce a fost și cum a fost. Și durează procedura tocmai 2 ore. Am emoții foarte mari, o să fie o surpriză pentru noi. Suntem ca la emisiune, când știi, când fac schimb de look. Da. Și o să vedem cu totul altă cățelușă, nu pe Mimi, a noastră cu care ne-am obișnuit, dar cu totul alta. Și o să fie și o surpriză pentru noi și pentru voi. O să vedeți, deci noi am mai adăugat încă o procedură care o să schimbe pe Mimi radical. Au trecut 2 ore, am fost acum după Mimi și au zis că încă 15-20 de minute. Mergem acum să bem niște cafea și revenim. Deja, nu știu, am emoții foarte mari. Cum au schimbat-o, ce e cu ea, cum o să arate, o să recunoaștem pe Mimi? Cred că nu o să recunoaștem. O să fie cu totul altă cățelușă. Și facem pauză până când așteptăm mireasa. Avem impresia de parcă așteptăm mireasa. Așteptăm, au trecut aproape 3 ore și încă mireasa noastră nici de cum nu iese. Avem emoții foarte mari. Keep on doing what you do, doing what you do. Just keep on doing what you do, doing what you do. Și acum, haideți să vă arătăm pe Mimi. Noi nu am recunoscut-o. Vai! Ta-da! De dați like dacă vă place cum arată Mimea noastră. Fetele vor fi încântate, dar și Nicolas. Mai cât de drăguță ești, Mimi! Foarte frumoasă! Mimi! Cred că a meritat să așteptăm mai bine de 3 ore. Uitați să văd ce frumusețe avem noi. Și mulțumesc foarte mult salonului care ne-au făcut și video și poze pe care noi o să le... Deci o să le includem în acest vlog. Și o să vedem reacția copiilor. Cum crezi? Ce reacție? Dar Gucci o să fugă de tine. O să zică cine este aceasta. Acest video din boschetar în prințesă, da?
Ai devenit prințesă peste 3 ore și ceva. Ai devenit o prințesă adevărată, da? Mă pupă. Tu mă pupi. Ești foarte frumoasă. Vreau apă. Ești foarte frumoasă, mie. Sigur, vrea mâncare și apă. Mergem să mâncăm și să bem. Pe Nicola, de, de mult doarme. Da. Mimi. Ieri te-am tuns pe tine și ai spre Mimi. Ia uite. Trebuia și pe tine să te vopsi. Uite cine este asta. Niki. Avem un cățel nou. Cățel nou avem, Nicolas. Niki. Nicolas, vreau să văd reacția. Stai un pic. Niki, Niki. Niki, ia privește, ia privește. Mm. Okay. E bine. Hai, doar. Toți vreau. Și eu vreau. Du-ți ora acum să se face cu el. Să fie. Da, da, și foarte drăguț. Da, are niște. Vă place culoarea? Da. Au apărut și ochii, da? Ești ochioasă acum, ai ochi. Ai ochi, ești foarte frumoasă cu ochi. Erai fără ochi. Da, ochi mai nimi și eu. Da, se uita. Acum este prințesa Mimi. Prințesa Mimi, da. Da, prințesa Mimi. Vă place de ea? Da. Ia stai, ți-o punem jos să vedem cum, cum arată de așa. S-a transformat, a devenit mică, da? Da! Aaaa! Aaaa! Să vedem reacția lui Gucci la mine. Ia, lasă. E ea sau nu? Miroase a Mimi? Miroase a Mimi sau nu? Gucci, cine este asta? Gucci s-a transformat. Următorul va fi eu. Următorul va fi Gucci. Ce zici? Să-l tundem și pe Gucci? Da. Să-l colorăm și pe el? Scrieți în comentarii dacă vreți. În albastru. În albastru pe Gucci? Da. Sau să-i facem tatuaj? Scrieți. Scrieți în comentarii să-i facem tatuaj. Să-l tundem sau să-l colorăm? Să-l colorăm. Nu? Nu? Eu vreau! Orange! Portocaliu! În tigru! Sau color. Da! Și arătăm reacția lui Nicolas. Nicolas, ai deschis ochii? Da! Ia uite! O cunoști? Mimi! O cunoști? Mimi! Mimi! Sau să o cunoști? Nicolas. Foarte frumos. Foarte frumos. Da? Data viitoare când o să mergem, o să ne scrieți voi în ce culoare să o colorăm. Poate să-i facem rainbow, ceva gen... Da! Da? Mergem cu Mimi la plimbare pentru că copiii nu au răbdare, vor să se laude și noi chiar acum mergem cu ea, mântru așa. Cine? Eu. Tu? Sara. O îmbrăcăm pe Mimi deoarece este rece, dar cum? A, da, așa, așa. Opa. Așa? Așa nu e rece? Nu e rece? Parcă este o jucărie. Cis, 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 cis. Toți cu înghețată. Noi ne răcurim, dar Mimi deja a înghețat. Da. Nu trebuie. Am pus așa în geantă pentru că tremură toată. Ori de emoții că este doar pentru a doua oară la plimbare. Ori că este rece. Hai. Vii așa aici în cărucior.
Iată așa, o să mergi cu căruciorul. Mimi astăzi este foarte bravo. Ea nu latră la nimeni. Este foarte cuminte. Și toți care o văd zâmbesc. Că văd așa o cățelușă colorată. Ce mă drăguță! Ce e? E grea? Da. Da, dar vrei așa să mergi cu ea să te vadă toți, da? Ce cățelușă ai? Uh-huh. Apoi eu. Nu vrem să o plimbăm astăzi cu Lesa pentru că este rece, este răcoare astăzi și ea acum și-a scos blănița și va fi stresată, cred că. În altă zi o să venim deja și o să plimbăm cu Lesa. De ce râzi? La noi cam toți se uită ciudat. Reacțiile sunt diferite. Unora le place ce am făcut noi cu Mime, dar unii chiar se uimesc așa. Ce au făcut cu câinele? E gustoasă? Vreau și eu să coloresc părul. Ca Mimi? Da. Puteți colorăm ca și lui Mimi, doar urechile. Nu! Eu văd că tu te-ai machiat astăzi. Uai! Ia arată. Priviți ce machiaj și-a făcut Sofia. Wow! Ce? Dar cum de Sara nu s-a machiat azi? Hey, baby! Suntem la teren de joacă cu mult nisip, cu topogane și Mimi doar se uită la toți. Hai, Nichi! Hai! Picioarele până la nisip, să fie la fel, ia să fie.